Următorul nostru invitat are 80 de ani și este unul dintre cei mai mari pictori de biserici ai României. Opinia primește greutate și prin atestatul UNESCO de specialist în restaurare, printre primii din țară recunoscuți astfel. Între multele sale ziduri vindecate sau împodobite se numără și un episod mai puțin știut. Atunci când s-a hotărât demolarea mănăstirii Văcărești, el a fost cel care a prelungit cu un an de zile viața așezământului. Metoda, una inedită. O aflăm împreună din următorul reportaj. Urmăriți un material realizat de Nicoleta Mănăilă. Nicolae Sava. Maestrul Nicolae Sava este unul dintre cei mai importanți restauratori și pictori de biserici. Chiar dacă și-a lăsat amprenta în multe monumente istorice de o valoare neprețuită, a rămas simplu și modest. Pentru un restaurator de biserici nu se poate fără credință, fără avea legătură cât mai strânsă cu divinitatea, cu Dumnezeu. Încă din copilărie am pus mâna pe Biblie, am fost fascinat atât de Vechiul Testament, cât și de Noul Testament, și am citit-o și aceasta mi-a deschis calea spre Dumnezeu. Originar din Dobrogea, maestrul s-a născut într-o familie de țărani autentici. De mic copil, desena aproape tot timpul, orice. A fost un miracol că Dumnezeu mi-a dat acest har și mi-a împlinit viața de la un cap la altul. Toată viața mea a stat sub bucuria desenului. Încă din copilărie am avut deosebită plăcere și bucurie de a desena. Desenul m-a însoțit atât în tristețe, cât și în bucurii. A urmat studiile facultății de arte, s-a specializat în Italia, dar nu și-a alocat de la început titulatura de artist. Restauratorul trebuie să fie și un artist desăvârșit. Un artist care să-și cunoască toate tainele operei de artă, să știe cum poate restaura o operă de artă, o aduce la aspectul inițial, fără a împieta originalul. Restauratorul trebuie să știe să se plieze pe opera de artă, să îl înțeleagă pe artist, ca și cum el ar fi pictat opera respectivă, nu să facă ceva original al lui. Aici este marea taină a restauratorului. Sursa puterii, inspirației și înțelepciunii s-a bazat întotdeauna pe o relație vie și directă cu Dumnezeu și cu sfinții. Dacă vrei, dacă ești un om serios, dacă privești meseria ta cu toată răspunderea și cu toată dăruirea, nu poți să abordezi, de exemplu, viața Sfântului Ioan Botezătorul, să-l faci, să-l restaurezi pe Ioan Botezătorul, dacă nu știi cine a fost, cum s-a comportat, care au fost relațiile lui Ioan Botezătorul cu Mântuitorul. Automat citești viața Sfântului Ioan Botezătorul sau viața lui Marcu sau oricărui sfânt și te umpli automat de bogăția sufletească a celui pe care vrei să-l restaurezi și atunci știi cum să-l abordezi, știi cum să ataci restaurarea. Este o plinătate care vine din cunoaștere. De aproape 50 de ani, domnul Nicolae Sava este atestat în restaurare la UNESCO. În tot acest timp a vindecat mii de picturi și a redat culoare zidurilor pierdute în timp. Secretele restaurării le-a descoperit dincolo de teorie. Există două modalități de a aborda restaurarea, restaurarea muzeistică și restaurarea funcțională. Restaurarea muzeistică este atunci când lăsăm obiectul așa cum l-am găsit, cum se întâmplă cu rămășițele unei ulcele din săpăturile arheologice, le punem într-o vitrină și arătăm, uite, așa arăta obiectul respectiv, ulcica. În timp ce restaurarea funcțională este cea care încearcă să refacă obiectul, să-i redea funcția pentru care a fost creat. O icoană, spre exemplu, sau o fresca de pe un perete slujește, face parte din slujire
împreună cu ritualul bisericesc, trebuie să-i redăm acest scop pentru care a fost creat. Nu poți într-o biserică ortodoxă să abordezi restaurarea muzeistic. Trebuie neapărat abordată restaurarea funcțională. În restaurare, ochiul de artist și mâna de medic sunt esențiale, pentru că munca unui restaurator seamănă extrem de mult cu cea a unui doctor. Dacă vrei într-adevăr să devii un mare expert în restaurare, trebuie să cunoști și tainele, câteva taine din medicină. Cum poți să restaurezi fără a cunoaște trupul omenesc? Atât ca instrumentar. Noi folosim seringi, spatule, pompițe și așa mai departe, dar și ca structură. Noi trebuie să depistăm cauzele îmbolnăvirilor, să punem un diagnostic și un tratament, exact cum face un medic. Restauratorul este și un chirurg. Ce ar spune un chirurg care lucrează pe ochi, operație pe ochi? Nu sunt în stare să fac această operație de teama de a nu greși și a trece alături și a strica, nu face operația. Așa se întâmplă și cu restaurarea. Trebuie să fim în stare să putem să facem integrarea acestor opere de artă. Prima lucrare importantă în arta restaurării, realizată de domnul Nicolae Sava, a fost Biserica Monument Istoric din localitatea Strei, județul Hunedoara. Am lucrat 4 ani la Strei, unde am adus niște, la iveală, niște frești extraordinare care fuseseră văruite de cam 200 de ani, nu le văzuse nimeni. Și cu bisturiu, milimetru cu milimetru, am scos de sub văruiel pictura originală a bisericii din Strei. Ba mai mult, am făcut o intervenție de integrare și Drăguț, când a venit și a văzut, a spus, iată omul pe care îl căutam. Și atunci m-a trimis la studii în străinătate, în Italia, la ICROM, să urmez cursurile de restaurare frescă. Și așa am intrat în lumea restauratorilor ca un expert deja, unicul în țară care avea această calificare. Cu timpul, îndrăgostit de pictura vechilor meșteri, în paralel cu restaurarea, a început să facă și pictură bisericească. Plecând de la humor, posibilitatea de a atinge epiderma vie a picturilor m-a făcut să am niște trăsăriri, niște trăiri extraordinari de mari cu freștele respective. Și am spus, ia câtă frumusețe! Oare aș putea să fac și eu ce au făcut cei de la Voroneț, cei de la Humor, de la Sucevița sau de la Horezu? Domnul Nicolae Sava a învățat singur cum să dea viață picturilor. Mi-a venit ideea, am pus mâna pe Erminie, are o parte introductivă cu tehnicile picturii murale. Am citit și Asidu și tot ce s-a scris despre picturile murale. Și am spus, nu se poate să nu ajung și eu să pictez ca ei. În anul respectiv am și luat o lucrare la Ciurari, lângă Târgoviște, prima mea lucrare, și am spus preotului, dacă termin turla și îmi place, merg mai departe, dacă nu, nu mai continuăm. Am lucrat turla, am văzut că merge, acum mi-e rușine ce am făcut, dar atunci mi-am dat seama că pot să merg mai departe și am continuat și am terminat biserica. Am rămas extraordinar de pătruns de ceea ce înseamnă divinitatea. Iar când am ieșit și am predat cheia preotului, a fost o satisfacție de neimaginat că am întreprins o astfel de călătorie magică. Ce sentimente are acea femeie care aduce un prunc pe lume? Același sentiment îl are un pictor. În total a pictat aproximativ 15 biserici, printre care și monumente istorice. Nu și-a pierdut niciodată simțul umorului. Între timp am progresat foarte mult și am ajuns să lucrez în final numai pe monumente istorice. Bucuria mea cea mare este faptul că ultimul monument pe care l-am pictat, de mare importanță,
a fost ctitoria lui Brâncoveanu de la Potloci, unde naosul și altarul l-am pictat eu, iar pronaosul și pridvorul a fost restaurat de către fata mea. La un moment dat, în timp ce lucram în grobniță la Humor, erau foarte mulți olandezi, italieni, nemți, mai ales din țările nordice, 5-6 autocare pe zi veneau cu turiști. Eram întrebat, cu ce curăți pictura de iese așa frumoasă? Și într-adevăr, cu guma și numai cu vată cu apă. Și le spuneam, cu apă, cu tamponașe de vată sau cu guma. Le și făceam o demonstrație. E, nu vreau să ne spune secretul. Toți erau deziluzionați că nu vreau să le spun secretul. Și la un moment dat, într-o seară m-am gândit, ia să fac o încercare, să inventez două cuvinte și să văd cum reacționează turiștii la aceste cuvinte. Și a doua zi au venit turiștii și au început să pună întrebări. Cu ce curățăm? Cu apă. Aia nu vreți să ne spuneți. Și atunci zic, uite, pentru duduca aceea blondă de acolo, divulg secretul, vă spun, dar să nu mai împrășteați în altă parte. Folosesc cu pitbus să înmoaie și cu sarbaclac să curăță. Două cuvinte inventate și acum toată lumea știe, le folosește ca o glumă. Toată lumea, oh, că așa este omul, curios. Dacă îi spui adevărul, nu-l acceptând. Spune ceva sofisticat și imediat, vai de mine, cu câte mai misterios și de neînțeles, crede că ăla este adevărul, când adevărul e atât de simplu. Cu aceeași calmă și rafinată migală a salvat freșcele de la Mănăstirea Văcărești, înainte de a fi demolată de Ceaușescu. Aveam o cumnată care era asistentă la spitalul municipal și m-am dus și mi-am pus piciorul drept în gips, mi-a făcut rost de o radiografie de la alt pacient și cu piciorul în gips m-am prezentat, nu pot să urc pe schelă, nu pot să fac, până nu se vindecă piciorul, nu se poate. Și în felul acesta a venit iarna, am scăpat un an de zile, a venit primăvara și în vara următoare s-a hotărât totuși să se treacă la demolare. Am fost chemat din nou și am adoptat o altă tactică. De data aceasta nu mai puteam cu piciorul, cât mai multă pictură să fie acoperită și să ajung în noiembrie, decembrie, să spun, domne, nu se poate extrage pentru că îngheață cleiurile pe perete și nu mai putem continua. Și am procedat în felul următor. Am pus 300 de metri de foiță de pelur, după aceea tifon, hârtie de sac și sac de iută, straturile. Am vrut să nu scot niciun metru să vină înghețul și astfel să-i conving să mai mă lase un an și între timp, într-o zi când eu am lipsit de pe șantier, unul dintre colaboratorii mei s-a apucat și a scos două medalioane dintr-o friză. A fost breșa. Atunci Tamara Dobrin și cu cei de acolo a spus, extrageți repede cât puteți de multă, pentru că când vine înghețul noi o demolăm. Și s-au extras vreo 100 și ceva de metri pătrați. N-am mai putut face nimic pentru că s-a făcut breșa și a trebuit să extragem în continuare. Și în felul acesta s-a ajuns la demolare. Maestrul Nicolae Sava este urmat în meserie de foștii studenți și de copiii săi. Bogdan este un iconar deosebit, iar Irina Sava, fiica cea mică a domnului profesor, a devenit unul dintre cei mai buni restauratori. Fiind departe de casă, vara, în vacanțe, îi luam cu mine pe șantier. Și la început, tineri mici, zburdalnici, după aceea, când au mai crescut, am zis, ia pune mâna și curăță și tu aici, ia să vezi cum este. Și în felul acesta, antrenându-i în munca concretă de perete, s-au îndrăgostit, a început să le placă și mai târziu au făcut facultăți în acest domeniu pentru că le-a plăcut, fără a le insufla
o dragoste pentru meserie, nu am avea această meserie dusă la așa un mare nivel. M-am simțit extraordinar văzând că n-a fost în zadar. Doctorul bisericilor vechi are mereu pentru fiecare dintre ei câte o vorbă de înțelepciune. Și restaurator și pictor. Să creadă cu toată tăria, dacă se apucă de această meserie, că este în stare și că va face onest, cinstit, tot ce se poate pentru salvarea operei de artă la restaurator sau pentru a executa o pictură în așa fel încât să răzbată generațiile viitoare încărcată de toate frumusețile. O largă deschidere culturală, o largă deschidere spre tot ceea ce este nou, câștigat de-a lungul secolelor, o inteligență vie care să se poată adapta. Aceasta este faza generală a unui restaurator, pentru că restaurarea este și știință, este și artă. După aceea, răbdare, multă răbdare, meticulozitate. Aproape toată viața și-a petrecut-o în biserici. La 80 de ani, Nicolae Sava încă mai lucrează. Este în continuare medicul chemat să repare chipurile sfinților și aripile îngerilor din icoane. Este pictorul care aduce bucurie în sufletele celor care se hrănesc cu artă. Cam asta este orientarea în ziua de astăzi. Te simți, când ieși afară din biserică, un intrus în lumea reală, întrucât eu am scris un catren. Pușcăriași de bunăvoie suntem noi, stăm cu fața la perete, zile și zile, muncim cu fața la perete, ca niște anonimi și redăm țării frumusețile pe care le merită să se bucure toate generațiile viitoare. Lumea maestrului Nicolae Sava este undeva între cer și pământ. Cu răbdare, imaginație și culoare, prin restaurare și pictură, a simțit mereu divinitatea și a trăit bucuria sfințeniei. Credința puternică în Dumnezeu întregește portretul personalității sale exemplare.